Aproximativ 300 de persoane, dintre care multe mămici cu copii în brațe sau în cărucioare, au protestat în piața Vasile Milea din Pitești, cerând autorităților să ia măsuri astfel încât să nu se mai repete tragedii precum decesul copiilor din cauza sindromului hemolitic uremic. De ce vă aflați astăzi aici? Mă aflu pentru copilul meu, pentru că vreau să aflu și eu adevărul. Vreau să știu de ce mor copiii la Marie Curie. De ce au mers la spitalul din Pitești și au ajuns la Marie Curie? De ce? Ce nu au avut în Pitești? Secție de primire nu au, ca un medic și o asistentă, dar nu mai primesc alți doctori. Nu vin alți doctori aici, că nu au nici salarii și nu este un management normal ca să vină cineva aici să lucreze. Pentru asta am venit, nu pentru altceva. Deci am un copil de 4 luni care chiar mi-e frică de el și doamna e frică și toate aici sunt mămici care la toți le e frică, la toți, că toți care merg în spitalul din Pitești iese de acolo cu altceva. Deci intră cu gâtul roșu sau intră cu amigdalită sau intră cu rinoreie simplă și iese de acolo cu altceva. Iese cu, da, cu rotavirus sau cu Escherichia coli rezistentă la tot tratamentul. Păi ei ne cred pe noi tâmpiti, ce mamele astea nu mai citesc, nu mai știu și informații. Deci să iei, să ieși cu Escherichia coli care nu merge la niciun tratament. Nu vine un medic și să te vadă. Da. Stai internat 3 săptămâni, nu vine un medic să te vadă. Un medic nu a trecut pe la tine. M-am dus cu copilul bolnav de hematom și am stat 3 săptămâni în spital că a luat rotavirus de la... Din spital a luat. Nu se poate așa ceva, ne mor copiii pe capete. Păi și țară suntem noi. La noi în spitale intri cu o boală și ieși cu 3. Ești cu 10. Nu au cu ce. Să recunoască că îi îmbolnăvesc copiii și să vină cineva să li dea, să li dea mănuși, să li dea nu știu ce li trebuie. Facem donații dacă e nevoie. Nu trebuie să ne moară copiii pe capete. Ultima fetiță, mătușa ei, e colegă cu mama de serviciu, am un copil de 1 an și 5 luni. O lună diferență între copiii voștri. Se poate așa ceva? Nu se poate, ne mor copiii pe capete. Nu ne spune, e de la apă, e de la lapte, e de la fructe, să spună de la ce e. Ca să știm și noi de ce să ne păzim. Exact. Doamna care a zis că începe diversificarea, are copilul 6 luni împlinit, începe diversificarea și nu știi cu ce. Pentru că tot e suspect. Nu am treabă cu autoritățile, am treabă cu medicii să se trateze cu noi, să nu ne primească asistentele și infirmierele la urgență, să ne ia temperatura de 5-6 ori, ceea ce știm și noi, să dureze ore întregi până ajungem pe mâna unui medic bun. Nu am treabă cu autoritățile. Vrem sănătate pentru copiii noștri. Cei prezenți la meeting au amenajat în piață și un mic altar în memoria celor 3 copii din Argeș care au pierit până acum din cauza bacteriei ucigașe. Organizatorii meetingului au dat citire și unui memoriu adresat autorităților. Cerem să cunoaștem cauza decesului Mariei, Dianei, Andrei. Și vrem să știm de ce nu s-au luat măsuri concrete legate de la debutul bolii. Să știm de ce doamna Sorina Honțaru și cei care se fac vinovați nu au demisionat încă. Care sunt alimentele care ne omoară copiii? De ce un județ bogat ca Argeșul nu are spital și personal?